Vă invit să ne ridicăm și citim un cuvânt din partea lui Dumnezeu în seara aceasta, Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacov, Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului Tău. Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte, eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. O să intru direct în subiect. Există locuri în viață pe care dumneavoastră le puteți evita. Există locuri în viață pe care dumneavoastră le puteți ocoli. Dar există locuri unde va trebui să locuiți. Există locuri prin care trebuie să treceți. Și există locuri unde trebuie să ajungeți. În seara aceasta vrem să facem o vizită în locurile prezentate de Psalmul 84. Dacă vreți așa, eu am pus nume la predică, pelerinaj la locurile sfinte din Psalmul 84. Adică facem câteva vizite în câteva locuri în seara aceasta și vreau să vi le prezint așa pe scurt și apoi să am câteva cuvinte despre fiecare loc. Primul loc care este prezentat în Psalmul 84 este prezentat în versetul 4, este locul unde trebuie să locuiești. Deci țineți minte. Ăsta nu puteți să-l ocoliți, nu puteți să-l evitați, trebuie să locuiți în el. Amin, Doamne, da? Ajută-ne! Care e locul unde trebuie să locuiești? Lasă versetul, cred că a fost bun. Ferice de cei ce locuiesc. Unde trebuie să fie locuința noastră? În casa ta. La versetul 1 zice, locașurile tale, curțile Domnului, a versetul 2, deci locul unde trebuie să locuim este casa lui Dumnezeu. Al doilea loc care trebuie să-l străbatem sau prin care trebuie să trecem este prezentat la versetul 6, dacă poți să pui. Spune, când străbat aceștia valea plângerii. Deci ăsta nu e un loc unde să locuiești, dar trebuie să-l străbați. Nu vei locui toată viața aici, dar trebuie să străbați valea plângerii. Și există la versetul 7 un alt loc care spune și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Adică este un loc unde trebuie să ajungi, în Sion. Câți dintre noi să vreți să ajungeți în cer? Știu că vreți, slăviți să fie Domnul. E, cerul ăsta, Sionul ăsta, este întruchiparea frumuseții lui Dumnezeu. Este locul fără cimitire, pentru că nu se moare. Există loc fără COVID, fără spitale, nu se îmbolnăvește nimeni, nu există virus. Un loc fără poliție, nu se fraudează, nu e nevoie de tribunale, nu e nevoie de judecători. Ăsta este Sionul întruchiparea frumuseții lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Dar toți trebuie să ajungem acolo. Am avut evanghelizare cu vreo câteva săptămâni în urmă și a fost un predicator și a predicat fratele Cristi Boariu și el vorbea despre cele trei ceruri. Apostolul Pavel spune că a fost răpit până în al treilea cer. Dar celelalte două ceruri care sunt? Sunt trei ceruri, nu? Deci unde locuiește Dumnezeu? În al treilea cer. Acolo este împărăția lui Dumnezeu, acolo este raiul, acolo este Sionul, întruchiparea frumuseții lui Dumnezeu. Dar celelalte două ceruri unde sunt? Dumneavoastră citiți în Biblie că noi avem de luptat împotriva căpeteniilor care sunt unde? Păi dar în care locuri cerești? Păi ce astea locuiesc unde locuiește Dumnezeu? Deci nu este în al treilea cer unde locuiește Dumnezeu și unde vrem noi să ajungem.
E, primul cer este ceea ce vedeți dumneavoastră, atmosfera, văzduhul ăsta, da? Unde domnește legea gravitației, te tot trage în jos, dar dacă vrei să ajungi în primul cer, poți să ajungi cu avionul. Dacă ai 100 de euro, ai plătit, îți iei un bilet și zbori în primul cer. În al doilea cer, care este cosmosul, dacă ai bani, vreo 20 de miliarde de dolari, am înțeles că mai există un loc rezervat la o rachetă a unui miliardar, cu racheta în al doilea cer. Dar în al treilea cer, cum să ajungem? Luăm avionul, luăm racheta, cu ce ajungem? Deci în al treilea cer nu se poate ajunge decât prin Domnul Iisus. Binecuvântat să fie. Numai dumneavoastră trebuie să înțelegeți că dacă ați păcătuit odată în viață, asta înseamnă dreptul legal al diavolului să fie acolo. Și prin păcat noi am devenit proprietatea celui rău. Da? Oamenii sunt proprietatea diavolului prin păcat. Și trebuie să știți că Duhul lui Dumnezeu nu vine pe proprietatea altuia. Duhul lui Dumnezeu vine numai pe proprietatea Domnului. Și dacă n-ai Duhul Domnului, nu ești al Lui. Deci oricine n-are Duhul Sfânt, nu e al Domnului. Dar Duhul Sfânt, cum să-L am dacă eu-s proprietatea al cuiva, că Duhul Sfânt nu vine să locuiască pe proprietatea al cuiva? E, de aceea, ca să vină Duhul Sfânt în dumneavoastră și în mine, a trebuit să moară Hristos pe cruce. Pentru acolo pe cruce, diavolul a fost dezbrăcat de drepturile lui. I-au fost anulate drepturile de proprietate. Și oricine vine la cruce și crede în Domnul Iisus Hristos, prin credința în Hristos și îl înalță ca Domn, Dumnezeu îi dă Duhul Sfânt să certifice credința lui. Ascultați-mă, oricine n-are Duhul Sfânt în el, nu are o certificare, adică nimeni n-a validat credința lui. Poate credința dumitale e validată de Biserica Pentecostală sau a mea de Biserica Baptistă, dar nu e important. Deci Duhul Sfânt când vine, primul lucru care îl face, pentru că îți dă o pecete, validează credința ta, ți-a arătat că ai avut credința adevărată. Deci dacă n-ai Duhul Sfânt, înseamnă că n-ai avut o credință adevărată, n-ai credut cu adevărat. Deci nu oricine spune că el crede în Hristos, gata, nu. Dar Duhul Sfânt vine și certifică lucrul ăsta în interiorul tău, pentru că poți să strigi, Ava, tăticule, înțelegi dumneavoastră? Și atunci Duhul Sfânt vine pe proprietatea Domnului, că tu ai devenit proprietatea Domnului la cruce. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și prin faptul că l-ai înălțat pe Hristos ca Domn, ajungi în al treilea cer. Binecuvântat să fie. Dar nu despre cer, nu despre locul ăsta am vrut să insist în seara asta. Mergem mai departe. Deci am început în ordine inversă. Prima dată v-am prezentat locul unde trebuie să ajungem. În Sion. Și ați ridicat mâna și cred că fiecare dintre noastre vreți să ajungeți acolo. Dar acum pune versetul 7 să vedeți cum se ajunge acolo. Ei merg din putere în... Deci cum se ajunge acolo? Din putere în... Dar dumneavoastră, cum e puterea? Așa în sus sau invers? E, dacă vrei să ajungi în sus, trebuie să mergi din putere în putere. Dar vreau să vă întreb, unde se formează puterea asta? Dacă trebuie să mergi din putere în putere, unde se formează puterea? Acum pune versetul 6, să vedeți locul unde se formează puterea. Că de-aia trebuie să-ți străbați ăla. Când străbat aceștia, valea plângerii. Ascultați-mă ce vă spun. Locul unde se dezvoltă puterea în tine, din putere în putere să ajungi sus, este în valea plângerii. Eu știu că toți dintre dumneavoastră vreți să ajungeți sus, dar nu vreți să treceți pe aici. Și n-aveți cum să ajungeți din putere în putere decât dacă străbați valea asta. Pentru că aici te dezvolți în putere. Pe dumneavoastră nu vă uitați. Unde se poate dezvolta, de exemplu, pământește un trup fizic? Cum poți să dezvolți un trup fizic? La muncă. Și ce faci la muncă? Ridici niște ochelari toată ziua și prinzi putere. Dar ce faci? Ridici sacul de ciment. Da? Mergi cu roaba. Nu știu că la dumneavoastră aici tehnica e mai mare. Dar trebuie să înțelegeți că nu te poți dezvolta fizic decât sub greutăți. Cu cât greutățile sunt mai mari, cu atât corpul prinde putere mai mare. Nu vedeți pe ăștia din lume că plătesc bani grei să ducă la sală. Dar ce fac la sală? Că fac mușchi. Dar cum se dezvoltă mușchi? Trag de greutăți, auzi, să facă mușchi.
Deci nicăieri în lumea asta nu se poate dezvolta un trup sau mușchi din trup decât sub greutate. Decât ridicând greutăți. Dumneavoastră, de ce credeți că vă puteți dezvolta spiritual, să fiți puternic spiritual, fără greutăți? Va trebui să înțelegeți că dacă refuzați locul ăsta numit Valea Plângerii, nu puteți din putere în putere să ajungeți în Sion. De aceea vă fac conștienți că va trebui să trecem printr-un loc care se numește Valea Plângerii, adică o să te hrănești cu lacrimi. Câteodată zi și noapte. Dar e un timp care trebuie să străbați valea asta și acolo o prefaci în izvoare, auzi. Din putere în putere până când faci spectacol în valea asta și rămâne istoria. Dar cei mai mulți nu vor în valea asta. Deși sub greutăți ne putem dezvolta. De exemplu, dumneavoastră, dacă vreți să încercați un tir, nu știu care este stirist sau care aveți mașini, dacă vreți să încerci capacitatea motorului unui tir, cum faci? Îl urci tirul într-un deal și îi dai drumul la vale să vezi dacă merge. Dar cum faci? Pui greutate pe el și pe pantă în sus. Păi dumneavoastră, de ce cântați? Cum zice? Drumul slavei trece și pe la credincioși și pot, cum? În genunchi să-l... Vreți slavă? Vreți Sion? Vreți frumusețea din al treilea cer? Asta în genunchi, în sus. Acolo te dezvolți în putere. Dumneavoastră, de ce credeți că copiii la școală, când se duc, le dau profesorii probleme de rezolvat? Păi dacă sunt profesor, de ce nu le dă direct răspunsul? Dacă sunt profesor, le dă direct răspunsul. De ce le dă probleme? Pentru că copiii dumneavoastră nu se pot dezvolta decât dacă rezolvă probleme. Cu cât rezolvă mai multe probleme, cu atât se dezvoltă mai puternic. Ei întreabă, dar ce nevoie am eu de exercițiu ăsta, de problema asta? Profii ăștia depășiți, domne. Păi noi în lume ne trebuie atâtea lucruri. Nu te poți dezvolta fără probleme. De aceea, cu cât îți mai multe probleme, cu atât te dezvolți mai tare. Noi avem un profesor de matematică în adunare. Fiica lui face cele mai multe probleme și le rezolvă, deși taică-su e profesorul care are toate răspunsurile. Eu vă întreb, dacă taică-su e profesorul de matematică, de ce ea muncește cel mai mult la probleme? Pentru că taică-su știe cum s-a dezvoltat și a ajuns profesor. Că nu poți să ajungi profesor, nu poți să ajungi medic decât dacă rezolvi probleme. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră în seara asta, are Dumnezeu răspuns la toate problemele dumneavoastră? Slavă lui că le are. Și știți ce face? Vă mai dă o problemă. Aici cădem noi. Noi venim înfocați, Doamne, de 6 luni, post, rugăciune, vrem răspuns la probleme. Și Dumnezeu zice, îți mai dă o problemă. Doamne, păi dar nu te mai înțeleg. Și Dumnezeu zice, dar n-ai zis tu că vrei să fii puternic. Noi asta vreți să fiți puternici. Vreți să fiți oamenii lui Dumnezeu. Vreți să fiți sfinți. Na, păi citiți istoria sfinților să vedeți o grămadă de probleme. Te rogi să-ți dea Dumnezeu răspuns, zice, mai o problemă, mai o problemă, mai o problemă. Dar de ce? Pentru că numai așa devii puternic și te poți dezvolta. E, dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, cei mai mulți din biserică sunt îngropați în Valea Plângerii. Acolo sunt monumentele funerare. Piatra funerară a multora din biserică este în Valea Plângerii. Pentru că nu l-au mai înțeles pe Dumnezeu și s-au prăbușit acolo și au fost îngropați. De fapt, asta e o vale care trebuie să o străbați, numai prins puterea. Dar nu este un loc unde trebuie să locuiești, dar poți să fii îngropat acolo. O mulțime de oameni dezamăgiți de Dumnezeu, descurajați de ce a făcut Dumnezeu în viața lor, au fost îngropați în Valea Plângerii. Mai ales că sus alții spădeal și nu mă comentează. În loc să coboare la tine Valea Plângerii, să-ți dea, să ajute la cruce, ca Simon din Cirena, stau pe vârful dealului și încep observatul. Și asta te apasă mai tare. Și așa lăsăm și biserică și lăsăm tot. Suntem terminați. Nu de mult am avut o învățătură de la Psalmul 23. Pune-te, rog, dacă poți, Psalmul 23. Dumneavoastră cunoaște, dar
Am avut așa o lumină frumoasă și vreau să vă las în seara aceasta. Psalmul 23, prima frază, hai să o spunem împreună. Domnul este păstorul meu. Hai mai tare toți. Domnul este păstorul meu. Dar de unde știu eu că Domnul e păstorul nostru? Dumneavoastră ziceți cu gura. De unde știți dumneavoastră că Domnul e păstorul meu? Pentru că sunt două efecte dacă Domnul este păstorul tău, sunt două efecte. Pune versetul 6, ca să-l vedeți că e mai relevant. Auziți două lucruri care te însoțesc în fiecare zi dacă Domnul e păstorul tău. Care sunt? Fericirea și îndurarea mă vor însoți când? În toate zilele vieții mele. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, sunteți fericiți în fiecare zi din viață? Păi atunci cum e Domnul păstorul nostru? Dacă e Domnul păstorul dumneavoastră, atunci sunt niște efecte. Vei fi fericit în fiecare zi din viață, toată viața. Doamne ajută! Și noi ne gândim, Doamne, cum se poate asta? E, de ce nu înțelegem? Lasă un pic versetul ăsta, nu te grăbi să le iei așa repede. Ce fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. E, care e problema? Noi nu știm cum se desfășoară zilele vieții. Aici picăm, nu știm cum se desfășoară, cum se derulează de fapt zilele vieții. E, Psalmul 23 nu face altceva decât să prezinte cum se derulează secvențele din viață fiecare zi și să vezi de ce nu ești fericit. Na, pune versetul 2. Psalmul 23 cu 2. Fiți atenți, prima secvență a vieții, cum se derulează viața. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de... Cu ce asemănați dumneavoastră asta? Acum e perioada când e arșița mai mare. Unde ați vrea? Auziți, pășuni verzi, ape de odine. Știți ce scrie aici? Stațiune. Adică există momente de vis în viață în care Dumnezeu te cazează la stațiune. Ape de odihnă, pășuni verzi, ești frumos, ești sănătos, ești puternic. Toate lucrurile merg extraordinar, afacerile merg grozav, copiii sănătoși, toate... Și mai departe, pune versetul 3, te rog. Auziți, toate cărările sunt drepte, pentru că, zice, îmi înviorează sufletul, mă povățește pe cărări. Adică nu-i nicio cărare strâmbă, sunt momente de vis. În momentele astea de vis, când suntem cazați la hotel de 5 stele, este la stațiune și Domnul ne dă pășuni și ape, în momentul ăsta zicem fericiți, Domnul este păstorul meu! Numai că mai pune un verset. Se schimbă tablou. Versetul 4. Iar dacă ar fi să umblu, s-a terminat cu stațiunea. Gata cu hotelul de 5 stele. Intri la terapie intensivă. Aici nu mai suntem fericiți. Pentru că pe bună dreptate ne întrebăm, pe dacă Domnul e păstorul meu, am înțeles să meargă bine ape de odihnă și pășuni verzi, dar nu înțeleg ce păstor este acesta care își bagă oile în valea umblei morți. Și parcă nu-l mai înțelegi pe Dumnezeu, l-ai înțeles când tot a fost ok, când tot a fost roz, când buzunarul a fost un pic mai gros, când ai fost roșu în obraz, dar când cancer, COVID, șeful zice acasă, îți ia copiii ăștia protecția copiilor de aici din Austria. Și ce faci atunci? Zici, băi, dar ce se întâmplă, domnule? Eu vin de la Krems. Am ajutat biserica unde au luat copiii la păstor. Și te întreb, domnule, a fost frumos, a fost un vis, clipe fericite în viață. Și dintr-o dată se schimbă tabloul și nu mai înțelegi pe Dumnezeu, unde e Dumnezeu? Ce caut eu în valea umbrei morții dacă Domnul este păstorul meu? Și aici ne pierdem fericirea. Dar zice, fericirea și mândurarea mă vor însoți în fiecare zi, toată viața. Dar de ce nu mai suntem fericiți? Pentru că nu înțelegem pe Dumnezeu în valea umbrei morții, în valea plângerii. Trebuie să străbatem această vale și nu înțelegem. Dumneavoastră puteți să-mi dați explicații mie. De ce? Dacă Domnul Iisus avea o casă favorită numită Betania, tocmai în casa aia se îmbolnăvește omul și moare. Adică n-am înțeles.
Iisus vine în casa ta totdeauna când trece prin Viena, trage la tine. Și tocmai în casa asta se îmbolnăvește unul și moare. Păi dați-mi explicații. Am înțeles când a fost frumos, când au fost momente de vis, dar de ce? Dacă Domnul Iisus locuiește în casa mea, se întâmplă așa ceva? De ce trebuie să îmbolnăvească cineva? Dumneavoastră puteți să-mi spuneți de ce se naște un copil orb într-o familie care n-a păcătuit? A, dumneavoastră știți finalul, știți toată povestea, dar părinții ăia nu știu. Ți se naște un copil cu un handicap și nu înțelegi de ce trebuie să treci pe acolo. Te gândești unde am păcătuit, ce am făcut, de ce trebuie să trec pe aici? De ce trebuie o fetiță care se numea Estera să-și lase părinții îngropați în cimitir și să plece cu vărsul acasă? De ce? De ce trebuie Iosif, un băiat credincios, să fie trădat, să fie înșelat, să fie vândut? Nu o să puteți să explicați lucrurile care se întâmplă în viață niciodată. Trebuie doar să le străbateți. Dumneavoastră vreți explicații, vreți răspunsul, Dumnezeu vă dă probleme. Vă trece pe aici și nu știm de ce. Păi auziți dumneavoastră, dacă poți să pui Iov capitolul, sau pune Iov capitolul 29, să vedeți aici, ăsta a fost un mare om al lui Dumnezeu, să vedeți acum. De la versetul 1 poți să pui. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis, fiți atenți, momente de vis, clipe de vis, zile extraordinare. Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute. Numai cu câteva luni în urmă descrie ce momente de vis trăia. Ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine păraie de un de lemn. Ce momente de vis aveam în viață? Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari și opreau cuvântările și își puneau mâna la gură, glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Versetul 18. Atunci, în momentele alea de vis, ziceam, în cuibul meu voi muri. Zilele mele vor fi multe ca nisipul, apa va pătrunde în rădăcinile mele, roa va sta toată noaptea peste ramurile mele, slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele, după cuvântările mele niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară, când le se muia inima le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe frunte. Mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei ieștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. 31. Și acum? Asta a fost cu câteva luni în urmă. Și dintr-o dată un verdict. Doctorul îți spune o boală. O scrisoare și imediat se schimbă tablou. Și acum? Am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednic să-i pun printre câinii turmei mele. Versetul 15. Mă apucă groaza. Slava mea este spulberată ca de vânt, ca un nor a trecut fericirea mea. Și acum mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Noaptea mă pătrunge și îmi smulge oasele, durerea care mă roade nu încetează. De tăria suferinței, haina își pierde fața, mi se lipește de trup ca o cămașă. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca țărâna și cenușa. Vreau să înțelegeți? Dintr-o dată se schimbă tablou. E pe lângă faptul că ești în valea umbrei morții, trebuie să știi ce urmează după aia. Ai înapoi la Psalmul 23 și auziți după versetul 4, care schimbă tabloul de la versetul 2, de la stațiune în valea umbrei morții, urmează versetul 5. Pune versetul 5. Tu îmi întinzi masa în fața. Adică nu-i destul că treci prin valea plângerii, mai trebuie să stai la masă și cu adversarii, auzi, cu potrivnici. Uite că n-am înțeles, adică sunt cum sunt, și necăjit, și bolnav, și acum ăștia iau pietre și mai și dau în mine dușmanii. Și eu trebuie să stau la masă cu ei.
și parcă nu mai înțelegi ce e viața. Frumoasă când a fost odată, lunile trecute, când eram campion, dar acum am înțeles și prin valea umbrei morții și în suferință, dar și cu prigonitori, și cu potrivnici, și cu adversari care dau în mine și mă lovesc. Ascultă-mă, stai la masă cu ei. Lasă versetul, te rog. Stai la masă cu ei că Dumnezeu vrea să facă spectacol. Deci tu îmi întinzi masa în fața dumneavoastră când stați la masă cu dușmanii, ce faceți? Deci ce fac eu? Răstorn masa. Până când, mă? Voi ce credeți, mă, că-s bătaia voastră de joc? În loc să aștept ca Dumnezeu să întindă masa, o arunc eu. Ascultă. Citiți Noul Testament în prima biserică și o să vedeți că majoritatea oamenilor care se pocăiau erau adversari. Dar erau niște apostoli, niște ucenici, niște creștini care stăteau la masă până întindea Domnul masa. Și când întinde Domnul masa, face spectacol. Păi aduceți-vă aminte, în temniță erau doi. Și ăștia ce făceau? Să rugau să moară toți călăii. Dar ce făceau? Cântau, se rugau și Dumnezeu zice, întinde masa. Și temnicerul s-a pocăit. O mare mulțime de preoți veneau la credință. Pentru că ei în adversitate așteptau puterea lui Dumnezeu să întindă masa. Nu răstorni dumneata de masa. Nu faci circ, ci aștepți momentul când Dumnezeu întinde masa. Păi n-ați citit despre David și Saul. Saul toată viața lui l-a prigonit pe David. David, în loc să-l prigonească pe Saul, îi cântă, îi poartă armele și îi poartă războiile. Și într-o zi Dumnezeu zice, pune masa. Și David a rămas în istorie. Aduceți-vă aminte de Iosif din Vechiul Testament. Păi gândiți-vă, când au venit frații lui, putea să le răstoarne o masă, dar numai. Ia veniți încoa. Păi, ticăloșilor, mă. Atâți ani am stat în pușcărie din cauza voastră. Și ce a făcut Iosif? I-a pus la masă exact așa cum stăteau în copilărie la tata. Și ei zice, băi, ce să dă? Uite, asta ne pune la masă exact fiecare în locul lui. Și Iosif atât a zis, eu sunt Iosif. Și Dumnezeu a pus masa. Și a făcut spectacol. Ascultați-mă, oamenii nu se pocăiesc pentru că noi nu știm cum să stăm la masă cu ei. Noi răsturnăm mesele, aruncăm farfurile, în loc să așteptăm să întindă Domnul masa. Înțelegeți? Adică va trebui să înțelegi că există un loc prin care trebuie să treci. Valea plângerii, valea umbrei morții, adversitate. Dar astea sunt locuri pe care le străbați. Acum vreau să vă întreb până la urmă, dacă zice că vom trece prin valea umbrei morții, ce vă poate face dumneavoastră o umbră? Păi nu e valea morții, e valea umbrei morții. Vreau să vă întreb, ce vă poate face o umbră de leu, de elefant, de câine? Ce vă poate face? Vă sperie atât. Asta face diavolul. El ne trece pe acolo, știe că aici căpătă puterea și atunci numai să umbra. Dar e o umbră, oameni buni, pentru că noi nu mai murim niciodată. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea, toți vreți să ajungeți în Sion, dar puterea se formează în valea plângerii, în adversități, în greutăți, în probleme. Doamne, milă de noi! Vreau să vă întreb, mai vreți să ajungeți în Sion? Amin.
Și încheiem cu ultimul loc în seara aceasta, unde trebuie să locuim. Deci trebuie să ajungem în Sion, din putere în putere, dar puterea se formează într-alt loc, în Valea Plângerii, dar mai există un loc unde trebuie să locuiești, auzi. Pune-te, rog, din nou versetul 1 la Psalmul 84. Auziți ce zice? Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Și se repete fraza asta, Doamne al oștirilor, de 3 ori în text. Vreau să vă întreb, de ce se repetă asta? Doamne al oștirilor, Doamne al oștirilor, Doamne al oștirilor. Pentru că Dumnezeu are o oștire, are o armată.
Vreau să vă întreb, unde este cazată uștirea lui Dumnezeu? Care legătură? Uitați-vă la verset. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al... Păi unde e cazată oștirea? Aici. Unitatea, cazarma, unde este cazată oștirea lui Dumnezeu, tabăra lui Dumnezeu, soldații lui Dumnezeu, este în casa Domnului. Slavă Domnului! E, de ce este nevoie să locuiești aici? Dumneavoastră vreți să locuiți aici? Amin. Aduceți saltelele. Nopți de veche. Dumneavoastră n-ați înțeles ce vor să facă ăștia cu COVID-ul. Să distrugă armata lui Dumnezeu, mă, oameni buni. Asta se urmește, să distrugi armata lui Dumnezeu. Să nu mai locuiască oștirea aici, pentru că e un pericol pentru lume, pentru dușmani. Și atunci trebuie să facă ceva, să nu mai fie oștirea aici. Eu vreau să vă întreb, soldații din Austria, unde sunt la ora asta? Sunt în cazarmă, oameni buni, sunt în unitate. Pentru că ei sunt pregătiți de război. Ascultă-mă, dacă ești un soldat cu adevărat în armata Domnului, loc unde trebuie să locuiești aici. Dacă te-aș întreba adresa unde locuiești, ce adresă îmi dai? Vezi, frate, care e locuința dumneavoastră? Ce adresă îmi dai? Îmi dai o stradă și un număr sau îmi dai aici? Care? Acolo ești în gazdă. Armata lui Dumnezeu locuiește aici. Amin, și dacă e soldat cu adevărat, aici este locul dumitale. De ce? Pentru că oștirea lui Dumnezeu aici se antrenează, aici se instruiește, aici este popota unde se hrănește, aici este infermeria unde ne legăm rănile pentru că trebuie să plecăm în misiune în Valea Plângerii. Nu veți rezista niciodată în Valea Plângerii dacă nu v-ați antrenat în cazarmă. Noi ne jucăm de armata, dar într-o zi asta va conta. Pentru că dacă n-ai făcut instrucție aici, dacă nu te-ai antrenat, dacă nu te-ai vindecat rănile, dacă nu te-ai hrănit aici, nu vei avea putere în următorul loc și nu vei ajunge în Sion. De-aia, dacă faci parte din oștirea lui Dumnezeu, nu poți să ai un alt loc care să-ți placă mai mult decât locul ăsta. Dacă ai un loc unde găsești plăcere mai mare decât în locul ăsta, dă-mi voie să spun că nu ești soldat în oștirea lui Dumnezeu. Dacă ai un alt teritoriu unde te simți mai bine decât în casa lui Dumnezeu, poate om fi soldat, dar de ăștia, cum am fost eu în armată, pe mine când m-au chemat în armată, m-au dat ziua București și eu nu m-am dus. Eram în lume, era Kiev la mine în sat, zic, lasă-i pe ăștia cu armată, că eu am Kiev acum. Și nu m-am dus. Mâine zi m-au sunat ăștia. Ofițerul ce-a fost acolo, ce, unde trebuia să fiți? Vă zic, în armată. Și de ce nu v-ați dus? Mă doare măseaua. Și ăla zice către mine la telefon, auzi, dacă dimineață nu ni s-a raportat că ești în armată, venim cu duba, te legăm și te ducem. Pentru că m-au zis de lanțuri, de dubă, m-am dus, că așa și unii la biserică, dacă arunci un lanț, după ei vin. Cu lanțul, cu duba, traș. Dar nu că le place, eu m-am dus în armată, dar nu că m-a plăcut. Tot timpul armatei scriam pe pereți. A, M, R. Știți ce înseamnă a mere? Înseamnă că îți place tare. Adică am mai rămas așa și unii cu ochii pe ceas. A, mai 10 minute. Mai rămas 5, mai 2. Bă, dar ăsta nu mai termină, mă. Păi dumneavoastră ați văzut un soldat serios în armată să spună comandantul ceva, să zică că se plictisește. Păi asta face acolo. Nu faci altceva. Vine un general, zic, bă, nu mai termin asta. Dacă ești soldat adevărat, dacă ești ca mine în armată, da, când ne-am eliberat din armată, cei mai mulți s-au îmbătat. De drag că au scăpat. E, dar a rămas unul în armată, de exemplu, îl vedeai după el cum pune mâna pe armă. Mochește. Cum trage. L-a rămas toată viața în armată. Pentru că era soldat. Noi făceam pe soldații, dar nu eram în armată. Adevărat. E, când vine misiunea, toți ăștia ca șobolani intrăm. Înțelegeți? E, dar dacă ai fost cu adevărat soldat, te-ai întrenat,
Ăsta a fost locul care ți-a plăcut în viață. N-ai avut altă satisfacție. Păi dumneavoastră, uitați, zice, cât de plăcute sunt locașurile tale. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu. Unde sunt astea? Poate la campionatul european. Acolo strigă ăștia, asta doresc, băi, nu. Păi unde e asta? Să intri în curtea bisericii, să te pui în genunchi, să începi să tremuri, să zici, am intrat în tabăra lui Dumnezeu. Să pui mâna pe cleanță, zic, extraordinar, acum sunt în naștirea Domnului! Noi nu mai avem tremurul ăsta, nu mai avem sentimentele astea, nu mai avem frica asta. Noi am făcut, bă, circ, show, ce vrea fiecare, spectacole. Oameni buni, aici este armată. Aici este cazată oștirea lui Dumnezeu. Aici trebuie să fii instruit, aici faci târâș-marș. Aici faci înainte, înapoi, stânga, dreapta, toate lucrurile astea trebuie să fiți obișnuiți cu ele. Nu, o spus unul ceva, bă, nu mai mă duc, că lăsă o grămadă de biserici în viață, mă duc alta. Păi du-te! Tu poți să te duci, dar trebuie să înțelegi că vei pleca în misiune și diavolul te va face praf. Dacă nu ești antrenat cu... Versetul 10. Căci mai mult face o zi în cursele tale decât o mie în altă parte. Zice, eu vreau mai bine să stau. În altă rugăciune zice, o rugăciune am și o doresc fierbinte. Aș vrea toată viața mea să locuiesc unde? În casă. Aici profitul într-o zi este cât aveți în afară 3 ani. Deci o zi aici este cât 1000, adică o zi ca 1000, un an are 365, adică 3 ani. Pentru că este puterea lui Dumnezeu. Și încheiem versetul 3. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune cuib. Pasărea este una dintre ființele care poate să-și facă casă unde vrea. Dacă vrea să-și facă casă acum la palatul de la Viena, acolo își face. Dacă vrea să ducă la Krems, să-și face acolo. Dacă vrea să ducă la București, la Iohannis, acolo își face casă. Dar rândunica și pasăra zice, știu unde-mi fac, unde este tăbărâtă oștirea lui Dumnezeu. Păi dacă o pasăre știe asta, care poate să-și facă cuib unde vrea, noi zidim și noi o casă. Ascultă-mă, nu-i aia locuința unui soldat. Și soldații din armată au o casă. Dar casa lor adevărată este în unitate, în cazarmă. Chiar dacă mai vin în permisie, dumneavoastră sunteți numai în permisie afară. Unii vin în permisie aici, odată la nu știu cât. Ei uită că de fapt acolo te duci în permisie. Aici e locul unde locuiești. Dragilor, există un loc unde trebuie să locuiești, casa lui Dumnezeu. Aici este tăbărâtă oștirea lui Dumnezeu, aici ne antrenăm, ne instruim, pentru că avem un loc unde trebuie să traversăm. O vale a umbrei morții, o vale a plângerii, unde cei mai mulți sunt îngropați și nu rezistă în misiunea asta, și apoi, din putere în putere, ne ducem în Sion. Noi vrem... Gata, uite aici! Direct în Sion. Stai liniștit, că dacă nu mori la noapte, nu te duci în Sion. O să te duci într-un alt loc să-l traversezi. Dar până te duci acolo, stai aici, învață, instruiește-te. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți, într-o bună zi, să ajungem în Sion. Amin. Slavă Domnului!